Acasă mă așteaptă cineva și pot citi în dulcile priviri. Atât de dor ne-a fost de a ne vedea, atât a timp s-a scurs pe undeva, cumva. O grada ți este plină de amintiri și ascunde în umbra ei povestea ta. Și într-un glas cu ea și tu respiri. Aș vrea... Doamna Vera, astăzi sunt demnă de a fi în fața voastră și a mă uita în ochii dumneavoastră albaștri. Astăzi am fost sunată de 3 băieți mici, pe care dumneavoastră îi vedeți mici chiar și după atâția ani. Băieții care au crescut în această curte, care au mâncat din aceeași lingură și la aceeași masă. Au servit din aceeași bucată de pâine pe care dumneavoastră o cuceați. Doamna Vera, chiar dacă au plecat, ei niciodată nu au uitat de mama lor. Nu au uitat prin câte greutăți ați trecut ca să-i creșteți mari. Ei nu au uitat de fiecare povață și fiecare lucru bun pe care l-ați oferit în viața lor. Astăzi, în fiecare zi, ei spun mulțumesc bunului Dumnezeu că atunci, în acea zi, v-a salvat și a întors-o pe mama înapoi. Astăzi îi spun mulțumesc pentru fiecare clipă frumoasă pe care Dumnezeu le-a oferit-o lor pentru dumneavoastră. Astăzi sunt mari, deja realizați, cu femei frumoase și, bineînțeles, știind cum este să fii părăște. Nepoți au și ei. E adevărat. Venim să spunem un la mulți ani din partea feciorilor. Nu știu de ce băieții cresc și uită de mama. Fetele sunt mai legate, însă ai dumneavoastră nu sunt așa. Ai voștri sunt altfel. Ai voștri au fost crescuți cu dragoste, educați prin greutăți și le-ați oferit tot ce este mai bun. Dacă mâinile voastre ar putea să vorbească, ar spune multe, ar spune câte lacrimi au curs pe aceste mâini. Nu ați îmbrăcat cei mai scumpi pantofiori, însă de fiecare dată v-ați gândit la băieții voștri. V-ați gândit ca aceștia să aibă găzdaunul cel mai bun, să meargă la școală și să aibă toate cărțile și rechizitele. Așa sunt mamele noastre, mamele nealintate, mamele care nu au știut de mare, de multe, nu au știut de sanatori, nu au știut de nimic, însă au știut să crească copiii demni. Au dăruit acestei luni feciori și fete. Dumneavoastră ați știut să împărțiți inima în 3 bucăți și aceste 3 bucățele au plecat în lumea mare. Cineva a plecat în Germania, cineva în Belorusia, cineva în Rusia. Ați oferit în fiecare țară câte un om demn. Fiecare din ei și-au găsit o consoartă, s-au îndrăgostit de ele și s-au uitat la modelul frumos pe care mama l-a oferit. Ion s-a îndrăgostit de Larisa, Sergiu de Natalia, iar Viorel și-a găsit o Viorică. Astăzi și ei sunt părinți și atunci când au devenit ei tați au înțeles cât de greu v-a fost. Doar în momentul acela au înțeles ce dragoste purtați pentru ei și câte greutăți au trecut prin lacrimile voastre. Fiecare din ei știu a spune că sunt tați adevărați pentru copiii lor. Ion cu Larisa o au pe Elena Floare Juvaier. Sergiu cu cea care a îndrăgit-o Natalia o au pe Alinuța. Alinuța, da. Iar Viorel cu Viorica v-au făcut și un băiat. Maria și Petru. Astăzi sunteți demnă. Sunt oameni care ajung la 70 de ani și nu au ce calcula. Dumneavoastră știți să calculați bine. Ați calculat truda, faptul că ați avut cariere de fiecare dată când ați început o muncă. Aveți un suflet de bărbat care vă știe de sus să vă vegheze calea. Aveți 3 băieți, 3 nurori, 4 nepoți și mai e și strănepoți. Și 2 strănepoți. Eu vreau să vă spun că sunteți un adevărat contabil a vieții la 70 de ani. Iar pentru aceste lucruri, haideți să aplaudăm pe doamna Vera, aplauze pentru ea! Orhideea aceasta este pentru ca să crească pe geamul vostru și să îngrijiți așa cum ați îngrijit de băieții voștri. Să vă bucurați de această floare, iar voi aplaudați cu dragoste! Eu am aici un tort, mă te-au uitat, băieță. Eu sigur că ați făcut toate bunătățile astăzi. Și aici aveți un mesaj. Pentru cine este tortul acesta? Puteți să citiți?
La mulți ani, scumpa noastră mamă. La mulți ani pentru cea mai scumpă mămică din lume. Pentru Viera. Ea este cea mai scumpă. Să mai aplaudăm o dată și să oferim acest cor. Mama noastră, mama Vera, are de toate. E și bunică, e și străbunică, e și mămică. Un singur lucru aveți nevoie la 70 de ani. De multă sănătate. Însă sănătatea nu de fiecare dată o găsim la farmacie sau la medic, dar o găsim prin vitamine. Acest coș vine din partea nepoților voștri. Dumnezeu să o țină sănătoasă pe bunica și străbunica noastră până la 150 de ani și încă un pic. Bine, doamna Vera? Vreau să vă spun un lucru, că așa cum am zis la începutul mesajului meu, mai puține ori avem mesaje de la feciori. Ei se îndrăgostesc, pleacă din ograda părintească și de multe ori uită. Uită de nopțile nedormite, de febra pe care au avut-o odată, uită de mimica. Da, și aduce aminte de ea, dar foarte rar. Nu este cazul vostru. Să știți că sunt atât de fericită că-i văd prietenoși, că s-au sunat și au știut să se înțeleagă, pentru că astăzi mămica lor să nu stea singurică, să primească o floare, un dulce și câteva vitamine din partea lor. Cu mulțumesc pentru faptul că niciodată nu v-ați permis mai mult pentru dumneavoastră, dar ați oferit la. Din partea cui vine mesajul? Eu acum am o întrebare. Ion. Ion. Ion și Larisa, așa, așa. Elena și Roma. Așa, și încă mai, îl mai avem. Sergei și Natasha. Și încă? Alina. Și Vio. Viorica. Iată așa. Pentru lacrimi, pentru nedormite nopți. Nu n-am atâtea cuvinte, tu cu inima ascultă-mă, ca mai ieri alintă-mă. Ca să ne avem mai mult. Iar eu voi fi fericită. Știu că asta-i tot ce-ți dorești. Mamă, mulțumesc că ești. Doamna Vera, de obicei când se nasc într-o familie trei băieți, toată lumea vă zice soacra trei morori. Da. Așa s-a întâmplat și în cazul vostru. Da, a fost greu să creșteți trei bărbați în casă? Nu, eu a fost ușor. Ușor. Tată vreme îmi pare rău că n-am o fată, dacă nu, nu, dar băieții mie ca și fetele au fost. Au fost de ajutor? Au fost de ajutor, da. Tăți ne-au ajutat, au fost doar. E ca am aici o soție, că de-am ieșină de boteț. Și unii te-au dat la mine, zic, Nana, nu mai crezi cu fieta trei băieți și nu ai nebunit la cap. Eu două fete eu cresc și am un băiet, eu numai cu unul și de-am însuresc. I-ați spus secretul? Dar eu zic, nu, ai copii, eu fost cu minți. O zic, nu-i voi spune că a fost cu minți, că eu am fost cu Valia, clasă și știu cum era. E, dacă am știi și voi vrei. Dar erau copii, erau cu minți, erau cu minți. Dar lucrau în așa, mușeutăți, da, erau muncitori. Erau, de fapt, știi cum? Dacă și părinții sunt cuminți, copiii sunt cuminți. Așa, ai avut tepliță, la tepliță te ajdau, ai avut vaca, ai avut voi. Tot să vieu erau un pas, care cu cârlani, care în tepliță, care cu vaca, râneu lucrau, toți munceau.
Nu a fost așa că stăie să odihnească băieță. Nu, nu. Era... Aveau de lucru și n-aveau când îmbla drumurile și să bată, să facă nebunii. Că aveau de lucru. Foarte dacă, dacă cumva și avea tatăl o întreba repede, unde ați fost? Îi punea la punct. Da, nu, nu. Șorcul, e ca cum era un șorcul, mare de amănui, s-a uscat. Vaia, Dumnezeu să vezi sănătate și am pusat așa vece. Vine tatăl o dată, dar nu și nu, nu a dat apă la cărlane, nu și... Și-a zis că, Vaniușa, sui în copac și-a vedeam de jos tatăl o, jos le tăieți, puteți verjele. Sui în copac și tai o vargă, bună, bună, lungușoară, bunișoară, bunișoară. Da, da, Vaghea, ce cred, da, dacă era prost, mă zic, s-a tăiat una care mai lungă și mai groasă. Cea mai bună. Mai sănătoasă. Da, da, tată. Da, tată, s-a uitat pe amândoi în garaj și când i-a luat la patru pe amândoi, mă rupt varga și etăși. Și am văzut și că, dar și gătră bine să o leg pe așa, dacă tați s-o zic, și-i mai bună, și-i mai groasă ori, și-i mai bună. Și acum are și-o de pe șorcul. A venit timpul când din trei băieți au mai adus încă trei fete. Trei fete, da. Spuneți-mi, a fost greu să primiți în casă fetele? Nu? Da, prima noră am întâlnit-o eu cu Nașa. Ne-am pregătit toată ziua și seara. Vine noră, Nașa cu o pereche de cipici noi. I-a dat la noră cipici, ei, bun semnul, e bun. Noră intră cu toată inima în casă. Așa le-ați întâmpinat pe toate? Da, dar pe așa noră trebuie să o încarci, trebuie să... Păi pe să trebuie să aibă grijă să și aibă gospodină în casă. Ați ținut tradiția. Da, dar pe cum? Și Dumnezeu din trei băieți v-a dat trei nurori și după au venit și trei nepoțele, tot fetițe, ca la sfârșit să vină și Petru. Și-o Petrică, și-o Petrică. Și-o Petrică, da. Dar Petrică, tot, el după mine moare. El ne ajută. Bunica, ia hajaină, tava doma, ia hajaină. Nu dacă e hajaină, e hajaină. Ia bunica, eu mă turam aici alea, că mă gradă, asta iarna, că mă cunoști. El, așa mă pije cu amândouă, nu? Du-te. El vorbea moldonești ușor, dar mă, de când încep să la grădiniță, de-am un greu, un curcă. Un curcă. Ani mai rus. Du-te, și mă dus pe la tabretcă și șânț. Aia m-am așezat, șânț. Ia budu pe admitat. Ăsta moi dom, ia budu pe admitat. Nu, dacă e casa lui, la, s-au sigurat. 70 de ani, doamnă Vera, mă vine a crede, au trecut 70 de ani. Parcă ieri. Din primăvară, de da, când 20 văd, de ani de când nașul nu uite. Când văd că nu pot, dar chiar că... Păi de-am dat și așa. Greu. Doamne, până am mai fost, cum a fost, dacă am mult de-am gata, sunt într-o dată stai. Deși așa, nu știu, poate mai și închidine. Să te duci și la discotecă, la dansă. Și ați fi mai ușoară. Ultima întrebare, doamnă Vera. Sunteți mândră de familia voastră? Da. Sunt mândră. Am copii cu minți, deștepți, maladeți, muncitori. Lucrează, toți că lucrează la șovi și nu umblă cu furată, cu ăsta, mă da proste, dar Dumnezeu a avut grijă de mine și de copiii. Sunt maladeți, toți au lucruri bune și sunt muncitori. Iar și fost așa cum... Ai credință, te rogi pentru dăși și Dumnezeu le pune toate la cale, da. Cum să mă rog pentru copiii ei? Mergem la biserică, toți suntem credincioși. Credem în puterea lui Dumnezeu, da. Și pentru nepoți și pentru strănepoți, pentru să vă fac un compliment a casei voastre. Una din cele mai frumoase case pe care am văzut-o în ultima perioadă, cu niște elemente tradiționale de excepție. Elementele pe care nu le mai găsești acum prin localități și pe casele noastre moldovenești. Am luat noi moda europeană și am uitat de frumusețele noastre autohtone, ale buneilor noștri. Să păstrați casa așa cum o vedem noi în această zi. Dacă o să aveți sănătate și casa o să fie sănătoasă și frumoasă. Deci noi o să vedem cât de bine vă simțiți la capitolul sănătate după aspectul casei dumneavoastră. Aseară ne-am adunat și-am stat cu frații la sfat, că se apropie îndată ziua la măicuța noastră, ziua la măicuța noastră.
și suntem plecați în lume. De ani mulți și zile bune, de ani mulți și zile bune. Noi toți spunem de ani mulți să ne întoarcem la părinți, dar te rog, mamă, ne iartă, soarta prin lume ne poartă, soarta prin lume ne poartă. Dar cu noi în lumea largă ești în gând, măicuță dragă, ești în gând, măicuță dragă. Bucurie vrem să-ți facem, nu-ți spunem când ne mă-ntoarce. Te facem bucuroasă, să stăm cu toții la masă, să stăm cu toții la masă. Cel mai frumos dar din lume sunt copiii lângă tine, sunt copiii lângă tine. De soare, spune-mi de ce fate doare. Știm că grijile și dorul ți-au ofelit obrăjorul, ți-au ofelit obrăjorul. Dar astăzi la sărbătoare te-ai îmbrăcat ca o floare, te-ai îmbrăcat ca o floare. Răzam-mă fruntea de mână, pentru noi nu ești bătrână, pentru noi nu ești bătrână. La mulți ani, mamă, îți spunem că ești cea mai scumpă lume, că ești cea mai scumpă lume.